Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În ceasul acela s-au apropiat de Iisus discipolii și i-au spus: oare cine este mai mare în împărăția cerurilor? Chemând la sine un copil, l-a pus să stea în mijlocul lor și le-a spus: adevăr vă spun, dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Așadar, cine se va umilia asemenea acestui copil, acela va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine primește un copil în numele meu, pe mine mă primește. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu fața Tatălui meu care este în ceruri. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. Biscredincioși, în primul mister de bucurie merităm buna vestire. Primul mister de bucurie din Sfântul Rozariu. Suntem în luna octombrie, lună închinată Sfintei Fecioare Maria, Regina Sfântului Rozariu, și misterele Sfântului Rozariu încep tocmai cu această veste bună, care de cine a fost adusă? De Arhanghelul Gabriel. Vedeți, dacă citim Sfânta Scriptură, vom vedea cum îngerii lui Dumnezeu, diferitele feluri de îngeri ale lui Dumnezeu, sunt întâlniți în toată Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Iar astăzi, în mod deosebit, Biserica ne propune să ne amintim de îngerii noștri păzitori. Cred că toți știm de îngerii păzitori. Și cred că este bine să ne amintim din când în când de îngerii noștri păzitori. Că fiecare dintre noi are un înger păzitor. Ce este un înger? Spunea Sfântul Augustin că cuvântul înger sublinează mai degrabă misiunea, pentru că Dumnezeu trimite pe câte un înger de-al Său cu o misiune precisă. Îngerul meu păzitor este trimis de Dumnezeu ca să aibă grijă de mine. Are multă treabă. La fel cred că și de dumneavoastră. Iubiți credincioși, Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne îndeamnă să primim totul de la Dumnezeu asemenea copiilor. Și știm că de cele mai multe ori copiii sunt mai atenți când vine vorba de îngerul lor păzitor. Se roagă mai des îngerului păzitor decât noi cei mai mari. De exemplu, cineva care, să spun așa, a luat în serios cuvântul Evangheliei de astăzi este Sfântul Ioan al 23-lea, care avea o devoțiune deosebită către îngerul păzitor. Mereu se ruga îngerului său păzitor când avea o întâlnire mai grea, o întâlnire mai deosebită, și sigur ceea ce spun acum sună așa un pic mai poetic, dar spunea că se ruga îngerului său păzitor să se pună de acord cu îngerul păzitor al persoanei cu care avea să se întâlnească, pentru ca lucrurile să decurgă într-un mod frumos. Sigur, sunt lucruri frumoase pe care le citim în viețile Sfinților despre îngerii păzitori și despre modul în care ei au perceput această prezență în viața lor. Sunt unii oameni care spun că Dumnezeu este ca un ceasornicar. A dat drumul Universului
și de acum nu-l mai interesează. Dar nu este așa. Pentru că Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre noi, iar un mod în care El se îngrijește este tocmai Îngerul Păzitor pe care ne l-a trimis și pe care de multe ori nu-l ascultăm și pe care de multe ori nu-l rugăm să ne ajute. Iubiți credincioși, celebrând această sărbătoare, având această comemorare a Îngerilor Păzitori, să luăm și noi în considerare legătura noastră personală pe care trebuie să o avem cu Cel trimis de Dumnezeu ca să aibă grijă de noi. El este aproape și de noi și de Dumnezeu. El este acela care ne insuflă gândurile bune. Știți că uneori stăm pe gânduri. Când vin gândurile bune, cu siguranță că Dumnezeu le trimite și prin Îngerul Său Păzitor, Îngerul nostru Păzitor. Când vin gânduri rele, știți că sunt și îngeri care s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu, se numesc diavoli sau prietenii ai lui Lucifer. Ei, gândurile acele rele nu vin de la Dumnezeu, vin de la duhurile rele care s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Care este legătura noastră personală cu Îngerul nostru Păzitor? Să nu ne zgârcim în rugăciune către Îngerul Păzitor. Și fericitul Vladimir Dica, suntem în această novenă de pregătire, un aniversar de-al său, și fericitul Vladimir Dica avea o devoțiune specială către Îngerul Său Păzitor. Spune că suferea de miopie și, ca și astăzi în București, mergând pe stradă la bolnavi, nu prea mergi foarte mult timp și găsești ceva de care să te împiedici. Spune că Îngerul Păzitor mereu îl apăra ca să nu cadă, iar dacă cumva se întâmpla să se mai împiedice, nu pățea nimic. Avea o geantă foarte grea pe care o purta și spunea că el singur nu ar fi putut să o care, că mergea la bolnav, era cam slăbit, dar Îngerul Păzitor, spunea el, că îl ajuta mereu să care acea valiză, acea geantă, acea în care se aflau lucrurile necesare pentru îngrijirea bolnavilor sau pentru celebrarea Sfintei Liturghii. Noi ce am putea povesti din relația noastră cu Îngerul Păzitor? Poate unii putem povesti cum astăzi începem să ne rugăm mai mult Îngerului Păzitor. Poate alții putem povesti cum am început asta anul trecut sau cu mai mulți ani în urmă. Dar important este ca să tratăm acest subiect al Îngerului nostru Păzitor, nu? Cu maximă seriozitate. Să nu spunem că despre îngeri trebuie să ne vorbească copiii, că sunt duhuri create de Dumnezeu. Adică este cât se poate de matur să înțelegem lucrul acesta. De aceea să cerem Îngerului nostru Păzitor, și am repetat de multe ori cuvântul acesta, cuvintele acestea în predica de astăzi, să cerem să ne însoțească în tot pasul și să ne amintim de El. Care putere să ne ajute? Lăudați să fie Iisus Hristos!